reprezentanți ai societății civile dincolo de Parlamentul Republicii Moldova, cu oameni care au opinii probabil despre această situație și despre cum credeți că ar trebui să procedăm ca să ieșim din acest impas politic. Deci încerc să această săptămână să folosesc așa încât să aud cât mai multă lume și să vedem până la urmă care ar fi cele mai bune opțiuni în situația asta dificilă.